Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Gigi Becali a anunțat că se retrage de la FCSB după înfrângerea cu Rapid. Îl lasă șef pe Meme Stoica. Dă cineva 25 de milioane de euro? Mâine dau echipa, a anunțat patronul roșalbaștilor. Adrian Corumboiu l-a făcut praf pe Horațiu Feșnic, cel care a arbitrat Rapid FCSB. Du-te și predă carnetul de arbitru, a fost reacția categorică a fostului patron de la Vaslui. Tot pe site-ul as.ro aflați cum poate deveni Napoli campioană în etapa viitoare. Fanii s-au bucurat în avans și au ieșit pe străzi după victoria dramatică 1-0 cu Juventus. Româncele și-au aflat primele adversare de la Madrid. Sorana Cârstea are un traseu infernal și ar putea avea un duel de foc cu Sabalenka încă din turul al doilea. Și John Higgins l-a învins fără drept de apel pe Kyron Wilson cu 13-2 și s-a calificat în sferturi la campionatul mondial. Scoțianul luptă pentru al cincilea titlu mondial din carieră. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi, de la ora 20, la Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!